slujitor ca frate de mănăstiri la Arhiepiscopia Sucevii și Rădăuților, la mănăstirea Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava. Din 93 până în 96 am fost tineri. 2 ani am fost parafiser la mănăstirea Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava. După aceea, din 96 până în 2016 am fost viețuitorul mănăstirii Golia, stareț fiind Arhimandritul Vitale Danciu. Din 2016 până în 2019, viețuitor al mănăstirii Vlădiceni, ca stareț Arhimandritul Arsenie Butnaru. Ascultările fiind și la mănăstirea Sfântul Ioan, și la mănăstirea Golia, și la mănăstirea Vlădiceni de Paracliser, la toate trei mănăstiri. Ce mi s-a întâmplat la mănăstirea Vlădiceni, nu mi s-a întâmplat nicăieri, cu loviturile care le-am avut, strovitoare de la Părintele Calistrat. Într-o zi, în 2018, vin în Sfântul Altar, la Paraclisul Sfântului Ilie, în cadrul mănăstirii Vlădiceni, care vin în altar, și în altar era mâncare foarte multă. Și îi spun la unul din vețitori, eromânau Calistrată și cu eromânau Haralambie, și le spun să ia mâncare de acolo din Sfântul Altar, că dacă o lasă mai multe o oră, două în Sfântul Altar, miroase tot un Sfântul Altar a mâncare și se pot strânge fel de fel acolo în Sfântul Altar. Și Sfântul Altar este un jertfeinic al lui Dumnezeu, nu este orice. Îl trimite la mine acolo în Sfântul Altar și mă lovește cu o lovitură zdrobitoare, chiar de față fiind și Arhimandritul Arsenie Butnaru. Însă Arhimandritul Arsenie Butnaru, ca stareț al mănăstirii, nu a luat nicio atitudine să intre sau ceva să facă pentru mine, chiar fiind duhovnicul meu fiind de 25 de ani și stareț fiind acolo. Asta a fost prima care a fost lovitură. După aceea, eu fiind parapliser, mă ocupam la mănăstirea Vlădiceni cu banii care erau de la Sfântul Masii, miercurea după amiază. Și la doua lovitură care am primit-o de la ei când stăteam cu pasnicul de vorbă la poartă, trebuia să iasă mașina cu Părintele Calistrat. Oprește mașina al Părintele Calistrat, se dă jos Părintele Calistrat din mașină, fuge prin fața mașinii și mă lovește cu pumnul în cap, că am venit jos până cu capul de tonetă, toneta care este a pasnicului de la partea mănăstirii Vlădiceni. Asta cred că după aceea, a treilea lovitură care am primit-o foarte zdrobitoare de la Părintele Calistrat, stăteam acolo în biserică, stăteam în locul acesta unde se dau bunemii și creștinii la biserică. Am lăsat pe părintele care se ocupa cu bunemicile și am venit în locul lui ca să-i dau voie să meargă la trapeze să mănânce. Atunci, în timpul acesta, vine Părintele Calistrat la mine și spune: haide să mergem până la Părintele Stareț. Eu fiind nu știam de ce. I-am spus, hai să mergem până la Părintele Stareț. Și mergând, când mergeam pe alei către chilia Părintele Stareț, către stareție, se întoarce și mă lovește peste cap. O lovitură foarte zdrobitoare, că am venit jos, că nu mai știam ce este cu mine. Chiar și aici, la ochi, mi-a rupt sfinceana de la ochi, am venit jos peste bordură și peste trandafire care sunt acolo, ferile care sunt acolo. Am ajuns până la spital. M-am ridicat, nu trebuie să vin în ambulanță, m-am ridicat și m-am dus până la spital. Părintele Arsenie stătea de cât s-a uitat și nu spunea absolut nimic. În clipa aceea i-am spus că merg până la înalt preasfințitul și a să-i spun. Eu am trăit cu înalt preasfințitul și nu o să am o frică vădată să merg la înalt preasfințitul. Cum am trăit la Sfântul Ioan, așa pot să mă duc și la înalt preasfințitul Teofan, ca să-i spun. În același timp au anunțat pe toți, și de la metropolie, și la toate mănăstirile, ca să nu mă primească în nici într-o mănăstire. Chiar la mănăstirea Hadâmbu am fost, am vorbit cu Părintele Stareț, care
mi-a spus că mă primește, tot mă primește, dar când i-a sunat pe părintele stareț de la Hadâmbul, i-a spus să nu mă primească. De la Hadâmbul l-a sunat părintele Arsenie, să nu mă primească. Că motivul ăsta că eu sunt bolnav. Păi ăsta motivul spunea că sunt bolnav și nu trebuie să fiu eu în mănăstire. Și a vrut să mă exclude cu totul din cinul monahal. I-am spus lui părintele Arsenie, n-ai cum să mă exclus din cinul monahal, pentru că eu am 30 de ani din mănăstire și nu mă pot lăsa așa, una, două, să părăsesc mănăstirea după 30 de ani. Și el a spus, nu contează. I-am spus, de ce vrei să mă exclus din cinul monahal? Pentru că frăția ta, sfinția ta, vrei să-mi spui că eu sunt ucenicul Sfinției tale, adică lui Părintele Arsenie. I-am spus, Părinte Arsenie, dar asta, Sfinția ta e fost nașa mea de călugărie. Cum să-i spun? Să mi-a spus pe cineva de pe drum să-i spun? Nu, că eu vreau să te ascult numai decât. De ce vrea să mă exclude din mănăstire, ca și la Părintele Stavis la Gola, în călugărie? I-am spus să nu mă primească la Golea. Asta mi-a spus chiar Părintele Serafim. Uite ce mi-a spus de acolo, ca să nu te mai primesc și fel de fel și lucruri care se întâmplă în afara mănăstirii. Aceasta pentru că când s-a întâmplat cu el atunci, cu Prea Fericitul, când era mitropolit aici la Moldova, cu greva care au făcut, călugări care au călugărit fără aprobarea mitropoliei și un alt, atunci nimeni cu Părintele Calistrat nu primea nimeni nicio mănăstire. Aici l-au primit în mănăstirea Vladicin, Părintele Arsenie, fiind fi cunoscuți de ale Părintele Calistrat cu Părintele Arsenie, se cunoștea de la Sărăstria și l-au primit. Era cam ultima mănăstire. I-au spus că primesc, dar mi-a acord 2000 de lei. Mi-a acord prin lege 200 de milioane și în fiecare lună e atât de câte 200 de milioane. Și Părintele Calistrat. În primul rând, un călugăr nu trebuie să locuiască când locuiește Părintele Calistrat la vila. Vila care o are este în comuna Bârnova. Doarme doar la vila lui care o are în Bârnova. Ceea ce practică Părintele Calistrat acolo, aceea nu se poate numi spovedanie. Unul de-a stânga și unul de-a dreapta. Și tu care ești, te spovedești. Omul ce este mai important atunci nu spune. Aceea nu este spovedanie, unul peste altul acolo. Spovedania se face separat. Iar ceea ce minte pe oameni, că spune că citește molitele Sfântului Vasile, le citește, dar rugăciune de dezlegare. Ceea ce se petrece acolo în mănăstirea Vlădiceni, în Paraclisul, Sfântul Preot Ilie Paraclisul, în mănăstirea Vlădiceni, nu este deloc creștinesc ceea ce se întâmplă acolo. Este doar împărtășarea care este cu Sfânta Masă care stă, este potirul stă neînvelit, nu este nimica. Normal trebuie să aibă potirul, dacă este cu Sfânta Împărtășane trebuie să fie acoperit cu preocupăți. Nu să stă dezvelit așa Sfântul Potir. Sfânta Împărtășane care este lăsată să împărtășește doar la liturghie. Nu oricând, cine vine, imediat împărtășane sau știa de fel. Să practic acolo. Nu este deloc creștinic. Au adus călugări și de la mănăstirea Sărăstria, din toate părțile, dar nimeni nu poate să stea ei de răutatea Părintele Calistrat. Preasfințitul în audiență atunci mi-a spus că o să rezolve când am intrat la el. M-a ascultat, a fost totul, a fost cu bine, dar ceea ce la urmă mi-a spus că nu... De câte asta a răspuns mi-a dat, sunt merg mai bine de la mănăstirea Vlădiceni și nu mai stau acolo la mănăstirea Vlădiceni, că mă poate lovi și mai ajunge cumva de ceva cu capul și cum ar fi mai rău acolo. Da, da. De asta nu a fost plângerea care a fost. Când am văzut că nu face nici în altul, nu am mai făcut. Și am mers a doua oară, a treia oară și cam asta. Și a treia oară m-a transferat la Părintele Gabriel și la Părintele Gabriel mi-a spus să nu... Nu de mănăstirea Golea, să nu mi-a aduc aminte niciodată de mănăstirea Golea. De toate care este în partea mănăstirii Vlădice. Acolo, în mănăstire, locuiește acolo, dar acum nu mai știu, este repartizată de mitropolie sau le-a adus Părintele Arsenie Butnaru și pe maica mea Rămi și pe sora Mihaela. Doar la episcopie sunt maici. Normal a trebuit să fie la mănăstirea Galata sau la mănăstirea Frumoasă sau mănăstirea din Copou.
la această mănăstire de maici, nu acolo la mănăstirea de călugări. Sora Mihaela parcă ar fi o șefă acolo, nu ai dreptul să spui nimica decât să te porți așa ca un om mai jos decât ea. Ea fi un șefă de acolo sau una alta. Pentru că este o are agresoare la care nu poți să spui ceva sau una alta. N-ai cum să spui. Pentru tot nu-i spune nimica pentru că știe că este mâna dreaptă a lui. Toată ziua este acolo la stăriții la ea. La stăriții la el și nu-i spune nimica. Tu trebuie să te comporți așa ca cum ai fi nu într-o mănăstire. Mai mult acolo, ceea ce se petrece acolo, mai mult o să spun că este ca un schimb valutar acolo. Nu se poate numi mănăstire aceea la Vladicei. Oricum, și n-a prea simțit-o, ar trebui să intervine. Chiar dacă vine de cram o dată la 5 ani și vine mai episcop vicar, ar trebui să intervine acolo, se poate ceea ce este. Iar preoții care sunt acolo hirotoniți al lui Părintele Calistrat sunt hirotoniți de în aprea simțitul Ioachim. El e hirotonit. Sunt hirotoniți de el. Că oricum cu prea fericitul Daniel nu aproba așa ceva. Că prea fericit Daniel era ca ceva pentru el era un om care nu-i aproba nimica. Absolut. De când a făcut greva aceea la metropolie și aprobarea metropoliei, asta pe el era foarte, foarte. Și au scris chiar o carte fără aprobarea mănăstirii. Aprobare pentru călugării de mănăstiri fără aprobarea metropoliei. Sunt doar cu aprobarea în alt preasfințitul Iachim. Ucenicii lui sunt călugăriți de Părintele Calistrat, dar fără aprobarea metropoliei. Fără aprobarea metropoliei. Și după aceea hirotoniți, fără aprobare metropolitul Moldovei, care era atunci metropolit prea fericitul Daniel, fără aprobarea lor. S-a întâmplat la mănăstirea Vlădiceni și a venit cineva și a întrebat, era civil, dacă este călugăr sau nu. Și părintele stași de acolo i-a spus, du-te la metropolit, că acolo ești înregistrat, nu ești înregistrat la mine dacă ești călugăr. N-am de unde să știu dacă ești călugăr sau dacă nu ești călugăr. Sunt chiar schimonachi. Un schimonah are un canon foarte mare, mai dublu cât un călugăr. El nu vorbește decât 7 vorbe pe zi. S-au întâmplat și schimonah și sunt prin lume care trăiesc. Canonul unui schimonah ajunge la 600 de metane și 7 vorbe cel mult pe zi. Ei trăiesc mai mult retrași la mănăstirile astea mai retrase. Dar el, fiind făcut înainte, făcea slujbele prin toate casele, tot timpul era în ceartă cu Părintele Paisie de la Bârnova. Niciodată. Stătea într-o casă, cădea jos acolo la Bârnova, ce era acolo la Bârnova. Dar de când au ajuns aici la mănăstirea Vladiceni și o scăpa Părintele Arsenie stăreția de mână, face ce vrea el tot aici la mănăstirea Vladiceni. La siguranță că știe Părintele Stareț că dacă n-ar ști, atunci nu s-ar mai numi stareț. El știe, dar fiind cum am fost și eu atunci lovit, dar știa totul despre mine. El m-a călugărit, el a fost nașul meu de călugării, călugăria mi-a făcut-o pentru legeme, aratam, de la Cafafie, prin stareț atunci așa, s-a Ariașului, prin stareț la Treierachi, el făcea călugăriile la Mănăstirea Golea. Știa tot ce se întâmplă și pentru la sine știe, dar acum, în ultimul timp, mai puțin îl doare capul de mănăstirea Vlădiceni. Mai puțin îl doare capul ce se întâmplă acolo. Decât îl doare mai mult să iasă banul de la Părintele Calistrat și atâta. Lovitura a treia care am primit atunci pe alei, chiar unde a fost și doamnul atunci, lovitura, care în loc acela am primit o lovitură, atunci așa din ceartă, o lovitură foarte slăbitoare. Cred că lovitura aceea care a fost din cauza banilor care au vrut ei să iei banii. Că la Sfântul Maslu, miercurea dimineață și vinerea dimineață, banii îi ia Părintele Calistrat. Iar miercurea după amiază îi lua Părintele Arsenie Butnaru, care ducea eu banii. Eu nu mai avea treabă decât venea eu la un moment și le puteam în cutie și după ce se termina Sfântul Maslu, atunci îi duceam eu lui Părintele Arsenie. Probabil că au vrut ei să iei banii de la Sfântul Maslu.
dintr-o comună cu părintele Calistrat. Ne-am spus ceea ce nu a fost acasă. Probabil, poate, că ne-am spus ceea ce nu a fost acasă. Acasă nu a fost nimeni. A fost de tot până în știință, dar nu a fost nimeni. Nici mai mare, nici mai mic. Un om muncitor a fost de acasă. Și probabil că nu a vrut el să afle cine a fost de la acasă. Sau la Mănăstirea Golea, tot așa au vorbit cu părintele Star să mă primească, să nu mai spun eu la nimeni ceea ce s-a întâmplat la Mănăstirea Vlădiceni, asta fiind transmisă de părintele Arsenie. Dar toți părinții care au fost la Mănăstirea Golea s-au mirat de ce părintele Serafin nu vrea să mă primească după atâția ani care am vețuit la Mănăstirea Golea. Părintele Teofis, care este duhovnicul mănăstirii, l-a rugat foarte frumos să mă primească pe mine la întâmplarea ceea ce am pățit la Vlădiceni. Ceea ce s-a împățit acolo la Mănăstirea Vlădiceni nu se întâmplă nici într-o mănăstire. Așa ceva să fi lovit de trei dăți. O dată în Sfântul Altar, o dată la poartă și o dată pe alee. Nici o mănăstire nu se întâmplă așa ceva să fie cum este la Mănăstirea Vlădiceni. Arsenie, când am spus că eu o să merg la Înalt Preasfințitul și o să-i spun în audiențe, a sunat la palat la Înalt Preasfințitul Teofan și a spus să nu mă primească. Sau la Părintele Exar, când a fost, să nu mă primească deloc acolo. Dar cu ajutorul lui Dumnezeu, a venit în Înalt Preasfințitul atunci Teofan la mănăstire la Iat și am vorbit atunci și după aceea am mai venit de trei ori în audiențe la Înalt Preasfințitul Teofan. La Mănăstirea Neamț am ajuns tot așa că mi-a spus Înalt Preasfințitul Teofan. Pot să merg la mănăstire de la Neamț. Duc la Mănăstirea Neamț și vorbesc cu părintele Stares de acolo și acolo o să fie în continuare la Mănăstirea Neamț. N-am mai stat acolo la Mănăstirea Neamț, că am venit pe om în audiență și pe om ca cu gândul ca să rămână în continuare la Mănăstirea Golea. Mănăstirea Golea este mănăstirea mea de metale, că acolo am fost călugărit în anul 2002, ca naș de călugărie, având pe Arsenie Butnaru. Cu el cunoscut l-am avut de la Mănăstirea Seostria, de la Neamț. Dacă știam cea mai mare greșeală a fost a mea, când m-am dus de la Mănăstirea Golea spre Mănăstirea Vlădiceni. Când am mers atunci la mănăstire, la Mănăstirea Golea, am mers cu aprobare cu tot ceea ce este, cu toate actele în regulă, ceea ce a fost. Și am spus, nicăieri nu mi s-a întâmplat, că am spus și un alt preasfințitul, cât am stat la Arhiepiscopia Sucevei, la Mănăstirea Sfântului Ioan cel Nou la Suceava, eram foarte... foarte iubit de la preasfințitul Pimen, ținea foarte mult la mine, iar la Mănăstirea Golea, cât fiind stareț, arhimandritul Vitali Danciu, foarte mult a ținut și la mine. M-a ajutat cu orice preț, m-a ajutat. Doar Părintele Serafim acum se impune și nu vrea să mă primească. Dar de toți părinții am fost iubit acolo la Mănăstirea Golea. Că s-au mirat și părinții, de ce nu mă primești acum la Mănăstirea Golea? Eu cred că este o influență de-a lui Părintele Arsenie, ca să nu se afle chiar ce s-a pregătit la Mănăstirea Vlădiceni, ca să nu afle niciun om interzarea banilor, să nu piardă oamenii sau pe alt fel, ca să nu povestesc eu, mănăstirea fiind Golea, fiind foarte aproape, fiind oraș, să nu piardă oamenii și tot ceea ce este. Iar un călugăr care este călugăr și este totul la toate în ordine și cu regulamentul monacal, un călugă trebuie să locuiască în mănăstire, nu trebuie să locuiască la vilă, cum locuiește Părintele Calistrat. Asenea știe, la siguranță știe ceea ce se întâmplă acolo, știe și din mâncările care sunt fost aduse de oameni, lăsate așa, lăsate una peste alta în paraclis, atât le strâng, când vine în Alt Preasfințitul la și slujește atunci de slujește de hram. Restul în Sfântul Altar este acolo ca la un restaurant. Sfânta Împărtășani este lăsată pe Sfânta Masă, lăsată așa. Și ce stai de vorbă, că dacă stai, e foarte, foarte urât, dacă stai. Ia foarte mult apărarea, că nici omul nu întreabă. Dacă l-a întrebat pe cineva, un părinte, să-l întrebi, e bine unde mă duc sau nu-i bine acolo? Mai bine să mă duc să, când cineva citește molitele Sfântului Vasile? Nu întreabă omul. Treabă deloc. Și când ajunge și merge și dă o grămadă de bani, atunci nu mai poate nici el că spune că nu-i bine și nu-i bine. Dar întreabă pe cineva care lucrează de mai mult timp în cadrul mănăstirii sau în cadrul bisericii parohiale. Omul acela care este unul lângă altul, acela se numește spovedanul,
Crezi că nu se numește spovedanie. Du-te la orice biserică, du-te la orice mănăstire și vezi că un preot nu spovedește unul lângă altul creștin, că nu-s copii nici acum.